Bună ziua! Cu o prezență de 100% putem începe ședința noastră extraordinară a Consiliului Județean. Așteptăm și domnul consilier Mihail să ia loc. Îl informăm de ce pe ședința. Așadar, ținând cont de ordinea de zi, la întâlnirea noastră de astăzi, la ședința extraordinară, la ședința ordinară din luna februarie, a fost invitat să participe directorii și directorii adjunți ai aparatului de specialitate, a instituțiilor din subordinea Consiliului Județean și, de asemenea, reprezentanța ai cluburilor sportive de la altele club sportiv municipal, domnul Călin George, domnul Călin Ion de la altele club sportiv municipal Bacău, domnul Chelariu Aurel, antrenor judo club sportiv municipal Bacău, domnul Cremene Constantin, antrenor judo club sportiv municipal Bacău, împreună cu copiii noștri care au un palmares bogat și care astăzi, în urma rezultatelor, vor fi premiați cu votul dumneavoastră. Așadar, ședința noastră de astăzi are următoarea ordine de zi. 1. Aprobarea procesului verbal la ședințe extraordinare din 19 februarie 2020. 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Vincol Bogdan Andrei. 3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Lucio Vasilică. 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Lucu Gabriel Sănică. 5. Raport de activitate al președintelui Consiliului Județean Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivii și antrenorii secției de judo și secției de hartere ale Clubului Sportiv Municipal Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competițiile naționale și internaționale desfășurate anul trecut, în 2019. Și o să vă rog ca acest punct să-l aducem înaintea raportului, adică la imediat după 4, la 5. Și după aceea, 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico economice actualizați pentru realizarea obiectivului reabilitarea și modernizarea drumului județean 117-119 la Ciucani, comuna Răcăciun, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat pentru realizarea acestui tip de investiții de la Ciucani. 9. Proiect de hotărâre privind intrarea în domeniul public al județului Bacău al bunului imobil rezultat în urma efectuării de investiții construirea atelier cumpărăriei muzeul Complexul Muzeal de Științe Naturii Ion Borcea. 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al județului Bacău în domeniul public al comunei Zemeș. 11. Proiect de hotărâre privind intrarea în domeniul public al județului Bacău a bunului imobil rezultat în urma efectuării lucrărilor de investiții, construirii magazie, bunuri, materiale, școala, gimnazială, școala Maria Montessori. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, refacere, pod pe drumul județean 241A, afectat de fenomene hidrometeorologice în perioada mai-iunie 2019. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat pentru realizarea acestui obiectiv de investiții. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea diviziunii generală actualizată pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare drumul județean 117, comuna Poduri, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 8 metri pătrați din zona drumului județean DG252, sat Curiești, strada principală 170, comuna Curiești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Green SA. 16. Proiect de hotărâre privind
cu constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitură pe asupra terenului suprafață de 7,50 m² din zona drumului județean DJ 252 sat Cruiești, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului de drumuri în favoarea Societății Gaz Green S.A. 17 proiecte de hotărâre privind acceptarea donației a două autoturisturi marca Dacia de la Fundația Sera România. 18 proiecte de hotărâre privind punerea la dispoziția Companiei Regionale de Apă Bacău unui imobil teren în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. 19 proiecte de hotărâre privind dezlipirea în două lături a imobilului având numărul cadastral 62.198 situat în Comănești pe strada Petricica, în suprafață de 9.575 m². 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a cofinanțării proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare, gard și reorganizare grupul iluminat exterior la Casa Memorială Miguiene din municipiul Bacău, județul Bacău. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE COSUD și pentru aprobarea anului adițional la contractul de delegare prin procesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul nostru. 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării acordului de parteneriat dintre Administrația Bațională de Apă Sireț și județul Bacău prin Serviciul Public Județean de Drumuri în vederea realizării obiectivelor de investiții, reabilitare pontului DJ 117, modernizarea DJ 117, lungimea 2,05 km, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean din 30.09.2019. 24. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului de suprafață de 26 m² din municipiul Bacău, strada Spiru Haret, numărul 2 și 4, aflată în domeniul public al județului Bacău și administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, cu aprobarea SCE Delgaz Grid S.A. 25. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului Olimpiada Națională de Fizică, ediția 56, reprezentantul Inspectoratului Școlar este aici în sală. 26. Raport asupra eficienței activității de poliție la nivelul județului Bacău în anul 2019. Cu această mențiune de a trece punctul 6 privind acordarea premiilor înaintea raportului de activitate, vă supun la vot ordinea de zi. Vă rog, domnul consilier. Aș vrea ca proiectul raportului de activitate al președintelui de la punctul 5 să nu-l prezentăm astăzi, să nu dezbatem astăzi, pentru că abia la ora 9 la minut nu putem să ne pronunțăm asupra lui în 3 ore. Dar 256 de bani. Prezentarea asta pe spune și o dezbatere. Nu facem dezbatere. Este raportul de activitate pe 2019. Pur și simplu, trebuie să prezentați și nimeni nu are nicio obiectiv. Și dumneavoastră aveți raport de activitate a fiecărui consilier de țară pe care l-ați depus, a vicepreședinte, care vă regăsiți în acest raport a președintelui. Păi lui e activitatea noastră, cei care au votat proiecte și în modul cum au fost duse la îndeplinire, alături de și sprijinul. Nu era firesc să fie depus cu în termen cu 5 zile înainte, când le s-a făcut și convocarea. Vă rog, dar nu aici dau cuvântul doamnei secretar, că cu chestiune juridică să ne întrebe. Dacă este așa, scoate. Domnule consilier, nu are de ce un proiect de hotărâre. Deci nu are de ce un proiect de hotărâre. El nu se opune votului, el este doar prezentat la inițiativa celui care semnează și atât tot. El rămâne scris, nu se va modifica și nu va putea fi modificat niciodată. Deci el ilustrează faptele concrete petrecute în ultimul an de zile. Da, mulțumesc. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține? Împotrivă?
secretariatul tehnic. Deci grupul PNL votează împotriva ordinii zi. Da? Cum e? Cine că raportul trebuia prezentat, trebuia cu 5 zile înainte. Păi da, asta mă ce e Trebuia prezentat. Nu suntem la început de mandat, cunoaștem foarte bine procedurile, am dat cuvântul secretarului, am crezut că s-a rămurit. Deci nu facem noi proceduri pe lângă lege. Intrăm în ordinea de zi și am să-i dat cuvântul doamnei secretară a județului, doamna Ina Zahar. Dacă îmi permiteți, aș mai face o observație vis-a-vis de modalitatea de vot a grupului PNL față de ordine, deci față de ordinea de zi. Și dacă a fost vorba de un proiect de hotărâre și inițiatorul, pentru că se poate scoate de pe ordinea de zi doar cu acordul inițiatorului, nu aveați cum să nu votați ordinea de zi, decât să faceți comentariile specifice pe proiectul respectiv, dacă nu, inițiatorul n-ar fi fost de acord să scoate de pe ordinea de zi. Ca să nu votezi ordine de zi, pentru că un raport care nu are regimul juridic de proiect de hotărâre de Consiliu, e mare distanța între cele două. Și vă supărat la asta. Cum să facem comentarii dacă noi nu știm la ce? Încă o dată, asta și explicam. Este o prezentare a autorității executive a autorității publice județene, da? Puteți să faceți comentarii tot an. Puteți să faceți comentarii și cam mai de domnule Nichita, vă rog frumos, nu transformați. Ne ascultăm. I-am dat cuvântul, dar zic că vă rog, înscriți-vă la cuvânt. Nu este posibil așa de transformă, că transformăm la altceva. Respectați colegii dumneavoastră, respectați secretarul județului, a venit cu reglementări foarte clare, veniți cu articol și spuneți, da, nu este așa, uitați articolul cu care prevede altceva. Spuneți cu nu să nu comentez eu la treaba asta cu pierderi, dacă vreți. Da, nu mi-e permite. Nu mai e. Da. Doamna secretar, vă rog. Potrivit prevederilor articolului 182 alineatul 4, incorporat cu articolul 138 alineatul 15 din codul administrativ, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile mai sus menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 19 februarie 2019. Dacă sunt observații la procesul verbal, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere. Împotrivă. Nu sunt. Mulțumesc, doamna secretar. Mergem mai departe. Avem trei noi colegi, consilieri superiori la alegerile locale din 2016, Comisia de Validare a Consiliului Județean a luat cunoștință de faptul că a rămas vacant locul de Consiliul Județean domnului Miroșeanu Liviu Alexandru, ca urmare a demisiei conform hotărârii Consiliului Județean din 23 decembrie 2019. Ca atare, a constatat că, conform adresei venite din partea Partidului Național Liberal filiala Bacău, a comunicat în scris, prin adresele înregistrate la Consiliul Județean, și Comisia de Validare a verificat dosarul privind alegerile locale și a constatat că domnul Vicol Bogdan Andrei îndeplinește cerințele prevăzute de lege. Și vă supun spre adoptare, validarea mandatului domnului Vicol Bogdan Andrei. Cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotrivă, nu sunt. Îl invit pe domnul Andrei Bogdan Vicol să depună jurământul. Aici. Cu mâna pe Biblie și Constituție. Noi o să ridicăm în picioare. Mulțumesc.
Jur să respect Constituția și legile țării, se aude? Da. Și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să semnați. Verificate către Comisia de Validare, ne întâlnește condițiile, vă propun validarea mandatului domnului Busuioc Vasile. Cine este pentru? Mulțumesc, abținere, împotrivă, nu sunt. Îl invităm pe domnul Vasile Busuioc să recună jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. De asemenea, Comisia de Validare a verificat dosarul, a devenit îndeplinit condițiile legale, așa vă supun spre aprobare validarea mandatului. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Domnul Gabriel Iucu Stănic. Vă rog. Aveți Biblia, Constituția și jurământul și microfonul aici. Până aici. E apăstiu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Semnați același deci acum cu 37 de consilieri din 37 de mandate, prezență de 100%, putem continua ședința noastră ordinară de astăzi. Un moment frumos, plin de emoții, în continuare, e vorba de acordarea premiilor pentru sportivii și antrenorii secției de judo și secției de haltere ale Clubului Sportiv Municipal Bacău, care a obținut performanțe deosebite la competițiile naționale și internaționale desfășurate în anul 2019. Așa cum prevede hotărârea
Consiliul Județean din 2002, modificată prin hotărârea din 2011, se instituie premiile pentru performanțe deosebite în domeniul educațional, cultural, sportiv, economic și social, pentru performanțe la nivel național, premiul 1, locul 1, 200 de euro, premiul sau locul 2, 150 de euro, locul 3, 100 de euro, iar pentru nivel internațional, locul 1, 300 de euro, locul 2, 200 de 60 de euro și locul 3, 200 de euro. Astfel, sportivii și antrenorii nominalizați de Clubul Sportiv Municipal Bacău, care urmează să fie premiați, o să dau citire. Clubul Sportiv Municipal Bacău. Croitorul Mircea, la judo, locul 2, la concursul internațional. Tamba Cosmin, judo, locul 1, campionat național. Lavinia Bălan, locul 1, la campionatul național de juniori, Dubrăvița 2019. Miruna Vulcă, locul 3 internațional la judo. Andrei Florin Buga, locul 1 la național. Ștefan Buga, locul 3 la național. Dragoș Cremene, locul 3 la național. Chelariu Aurel, antrenorul judo, locul 2 la nivel internațional, cea mai valoroasă realizare de sportivi în competiții internaționale în 2019. La fel și domnul Constantin Cremene, locul 2 la nivel internațional. Și acum la secția de haltere, Alice Halmac, locul 1 internațional în Israel, Davidiță Gabriela, locul 3 internațional, tot la Elia în Israel, locul 2 internațional, Cosmina Adriana Pană, la haltere, George Călin, locul 1 internațional la haltere, este antrenorul, și tot antrenor Ion Călin, locul 1 internațional pentru performanțele obținute. Astfel, premiile în bani urmează a fi acordate sportivilor și antrenorilor, sumează un total de 3.140 de euro și reprezintă echivalentul lei a sumelor stabilite în funcție de performanță obținute acordate la cursul din data efectuării plății. Față de cele prezentate, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivi și antrenorii secției de judo și secție de haltere ale Clubului Sportiv Municipal Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competiții naționale și internaționale desfășurate anul trecut, 2019. Dacă sunt observații, intervenții, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, să invit în față sportivii pentru a le acorda diploma și după aceea să își ridice premiile la caserie în funcție de performanța obținută. Mircea Croitoru. Locul 2 internațional, dacă duceți și microfonul în față, ar fi foarte bine. Locul 2 internațional la Varsovia, campionatul european de judo. Nu locul european sportivul Mircea Croitoru, deoarece este la locul național. Se pregătește pentru următoarele competiții de care punctează pentru Olimpiada de Amare. Mai are o șansă. Felicitări, domnule antrenor, pentru tot ce faceți alături de acești sportivi. Faptul că i-ați descoperit și au ajuns la asemenea și i-ați antrenat.
să ajungă la asemenea performanță. Deci acesta este premiul pentru Mircea Croidor. Cosmin Tamba este de asemenea tot în... Este student la București. Student. Este tatăl aici? Haideți aici. Da, poate veni? Da, sigur că... Rămâneți, domnul. Rămâneți aici, domnul. Tamba, Cosmin, felicitări pentru susținere și pentru putere. Mulțumesc. Rămâneți. Lavinia Golan. Locul 1 la campionatul național junior, la judo. Bravo. Bravo, Lavinia. Campioană națională la săptămâna trecută la Junior 2. Campioană națională Junior 2 de anul 2020. Felicitări! Miruna Vultur, pentru locul 3, campionatul balcanic de judo. Scopie, 2019. Miruna este? Da, Miruna, felicitări! Asta e diploma. Și mult succes mai departe. Andrei Florin Buga, locul 1, campionatul național de la București. Andrei, felicitări. Ștefan Buga, locul 3, campionatul național. După aceea. Care ridică picioare. Să trăiești. Bravo. Bravo, felicitări. Dragoș Cremene, Clubul Sportiv Municipal Judo, locul 3, campionatul național de junior Dumbrăvița 2019. Este? Nici părinții? Nu-i părinții. Domnul antrenor. Vă rog. Da, mulțumesc. Aurel Chelaiu, antrenor. Dumneavoastră sunteți. Eu. Felicitări. Și Constantin Creune? Da, tot ce-l tu. Tot dumneavoastră, pe lucrurile de aproape, ați crezut acolo. Felicitări pentru tot ce faceți pentru acești sportivi, secția din judo, o fotografie pentru... Sau haideți mai încoace că v-ați dat după cameră, așa. 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 Nu? Felicitări, domnule. Mulțumim încă o dată. Acum o să felicit, o să dau citire. Mulțumesc și mult succes! Mult succes! Trecem la altă temă. Tot de la Clubul Sportiv. Locul 1, campionatul național european de juniori din Israel. Alis Palmac. Este Alis? Sunteți reprezentantă, da? Gabriela Davidunță, locul 3, campionatul european de juniori, Israel. Să aplaudăm. În campionament, nu? Cosmina Adriana Pană, locul 2, campionatul european de tineret. Felicitări. Alte. Și bănuiesc că sunteți George Călin, antrenorul lor. Felicitări. Valoroasă performanță realizată de elevii săi în competiții internaționale. Alături de Iul Călin. Felicitări, domnul Călin! Și mult succes! Vreți să facem... Haideți, treceți în partea. Așa. Ați aici. Mulțumesc! Și vă adă succes! Microfonul. Ai o diplomă. Stimați colegi, următorul punct al ordinii de zi, prezentarea raportului, așa cum facem în fiecare an de altfel, la sfârșitul lui
februarie, și anul trecut, și acum 2 ani, și acum 3 ani. Este o sinteză. Raportul are, unde este raportul? Raportul are 300 de ani. Deci, raportul conține un număr de 395 de pagini. Aici se regăsesc modul cum au fost duse la îndeplinire, realizate, respectând legislația, respectând toate procedurile în vigoare, realizând pe 2019, în care se regăsește și munca din 2016, din 2017 și 2018, pentru că în urma consultării cu populația, actualizând strategia de dezvoltare a județului, a reieșit o serie întreagă de proiecte, după care s-a stabilit o prioritizare și căutarea surselor de finanțare. Practic, în 2019, ce o să vedeți realizat este munca celor 2-3 ani zile, în care dumneavoastră, cei care au votat proiectele de hotărâre, vă regăsiți aici. Da, nu cred că vă rog până acolo. Da. Nu știu dacă dumneavoastră, dacă se vede, putem mări un pic ecranul? Da? Da, stingem un pic. Mircea. Haideți să stingem un pic lumina. Atât. Deci, împreună cu direcțiile, cu domnii director și doamne director, din aparatul specializate al Consiliului Județean, sprijinit de cei doi vicepreședinți, încercați să ducem, să atragem fonduri, să implementăm cât mai multe proiecte în județul nostru, cum spuneam, în funcție de prioritățile, proiectele care au ieșit în urma dezbaterii în 2016, actualizând strategia și, dacă luați acest document programatic, o să regăsiți ca o foaie de parcurs ce ne-am propus atunci și unde suntem astăzi pe aceste obiective. Iată structura lor din totalul proiectelor, fonduri atrase, aici vorba numai de fonduri atrase, de 351 de milioane, peste 351 de milioane de euro. Peste 55% reprezintă infrastructura, investiții în infrastructura, infrastructura aeroportuară și rutieră. Locul 2 ca nivel de investiții, ca și valoare a investiției conform graficului de aici, e sănătatea. Deci infrastructura, sănătatea a fost o prioritate a noastră, după aceea mediu, deci în sănătate peste 81 de milioane de euro, în mediu prin proiectele pe care le-am implementat și le-am finalizat în ultimii, sunt începute de acum 7, 8, 9 ani de zile, finalizat în 2016-2017, o să ajungem acolo, după aceea în domeniul social și nu în ultimul rând, referitor la proiectele atrase privind dezvoltarea capacității administrative, mă refer aici la formarea și perfecționarea personalului și de a găsi cele mai bune soluții de a veni în sprijinul cetățenilor. Sunt trecute în revistă, luând primul capitol, investiții în infrastructură, aici împărțit în două, infrastructura aeriană, în investiții în infrastructura aeriană și investiții în infrastructura rutieră. La aeroport, doar așa o trece 14 noiembrie 2017, s-a dat în funcțiune terminalul de pasageri împreună cu celelalte obiective adiacente terminalului. Pe 4 mai 2018, turnul de control și în aprilie anul trecut, în 2019, din acest proiect mare, prim obiectiv de la aeroport, s-a dat în funcțiune și parcarea. Am continuat prin acea asociere cu primăria Bacău, cu care 95% Consiliul Județean a contribuit și de modernizare
revitalizarea străzii aeroportului care în decembrie a fost pus în funcțiune, finalizat. Repet, nu s-a făcut recepția pentru că încă este în termen să mai fac retușuri acolo, dar se circulă în foarte bune condiții. Și asta se întâmplă și zilele astea, dacă ați observat. De asemenea, sunt două proiecte mari de rulare. Este vorba de modernizarea pistei la aeroport, s-a dat ordinul de începere, acolo s-a semnat contractul de ce, s-a dat ordinul de începere. Știm acum și perioada în care va fi oprită activitatea pe aeroport pentru a finaliza pista, e vorba de 15 august, 30 septembrie și de asemenea celelalte două proiecte care sunt complementare, creșterea gradului de siguranță și securitate și se continuă cu expropierea celor 62.000 de metri pătrați în care la momentul ăsta încă mai sunt suntem în stadiu de a mai identifica încă proprietarea, nu sunt identificați toți. Aici sunt, practic, activitățile principale, lucrările, situații de lucrări care sunt la modernizarea pistei, ce tipuri de lucrări care sunt obiectivele pe care sunt propuse prin contract, sigur, lungimea de 2500 a pistei de rutiere va fi modernizată complet și, sigur, va fi cea mai modernă și cea mai lungă pistă din țară, la nivelul, sigur, la aeroporturilor de asemenea nivel și grad, cum este aeroportul internațional din Bacău. Nu vorbim de aeroportul internațional de autobus. De asemenea, aici sunt și imagini de la aeroport. Poate trebuie menționat, și nu este ușor lucru, că după câțiva ani de zile de demersuri, iată, Consiliul Județean a recuperat cu ajutorul Consiliului Concurenței, cu ajutorul Ministerului Transporturilor, dar cu o muncă de zi cu zi a echipei de la echipa de management și specialiști de la Aeroportul Internațional George Enescu, care, iată, în mai 2018, Comisia Europeană a acordat aeroportului din Bacău compensația fondului de stat, care este de 56 de milioane de euro. Iar anul trecut, deja au intrat în conturile noastre 14 milioane de euro. Și la ședința de când am aprobat bugetul, am menționat acest lucru, că excedentul din 2019 provine din sumele recuperate. Odată cei 14 milioane de euro și diferența sumelor recuperate de la din investițiile făcute din bugetul propriu al Consiliului Județean pe infrastructura de sănătate. Infrastructura rutieră. Sunt cei 3 ani, iată, peste 360 de km modernizați de drum județean. Aici avem și pe sursele de finanțare de unde provin. Sunt investiții în derulare, proiecte finanțate pe două surse, unele guvernamentale și unele finanțate de Uniunea Europeană. Și astea sunt cele două programe. Programul Național de Dezvoltare Locală 2, cu 7 drumuri județene care nu au fost asfaltate niciodată, ele au intrat pe acest program și au primit finanțare, aproximativ 42.400.000 de euro și prin programul Operațional Regional 2014-2020, 41.000.000 de euro finanțare europeană. Cei 90 din programul operațional regional, e vorba de 166 sau 167 de kilometri în total, e vorba de un drum interjudețean Bacău-Neamț, din care peste 94 de kilometri de drum județean va fi modernizat în județul Bacău, zona de est. Au fost împărțite în cele trei loturi, ultimul lot
s-a judecat acum câteva săptămâni, iar săptămâna trecută, după perioada de contestații, s-a semnat contractul de proiectare cu execuții și la drumul județean 207D. Celelalte două, aici aveți o hartă în care arătăm traseul, prin cor, traseul celor trei loturi. Acesta este lotul 207-3 care a fost semnat săptămâna trecută. După aceea 241A, între izvorul Berheciului și Secuieni și de la izvorul Berheciului la podul Turcului până la intrarea în județul Vrancea. Iată 207B care a fost semnat săptămâna trecută, localitățile care sunt străbătute de acest drum județean, de la intrarea dinspre județul Neamț în Bacău, Dămierești, Prăjești, Negri, Prăjești, Traian. Proiectare cu execuții, de acum se află în faza de proiectare. Asta este cel de-al doilea lot, drumul județean 141, mai zborul Berheciului Secuieni. S-a finalizat proiectarea, lucrările de proiectare sunt în faza de avizări, de verificare a proiectului de către expert, de către verificator. Sunt imagini de pe drum și drumul județean 241, cel mai lung, cel de-al treilea lot, practic 241A, care, iată, străbate comunitățile Podul Turcului, Clăbănești, Motoșeni, Rechitoasa, izvorul Berheciului. S-a finalizat lucrările de proiectare, sunt obținute și o serie întreagă de avize, certificatul de urbanism și autorizația de construcție pentru a începe lucrările. Sperăm ca într-un timp cât mai scurt să putem da drumul și la locul de începere. Și celălalt program guvernamental, în Programul Național de Dezvoltare Locală, sunt peste 65 de kilometri, vorba de 7 trosoare de drum județe, 7 drumuri județe. 5 de acum, pentru că s-a dat o începere și cel de-al cincilea drum județean, sunt în faza de execuție și 2 sunt faza de obținerea, unul de obținerea a vizelor și celălalt este în termenul de a preda proiectare. Iată, astea sunt cele 7 drumuri județene pe harta județului, le vedeți. Asta e drumul județean de la Borgeș-Răcătău, care este cel mai avansat, are termen 24 de luni, dar el astăzi e realizat în proporție de 80% și ceva la sută. Probabil în aprilie sau mai, cred că se finalizează. Un antreprenor păcăoasă, un antreprenor foarte bun. Astea sunt imagini din de la drumul județean de la Porcești. Un alt drum, un alt sector este cel de la drumul județean 123, de la Dărmănești la Valea Usului. E început în iulie anul trecut. Se lucrează astăzi acolo, consilierii județeni care sunt din zonă pot confirma modul cum se lucrează. Cred că într-o lună se va turna și primul covor asfaltic. Astăzi se lucrează la ultimul, cel de-al treilea pod mare, reabilitare, podețele s-au realizat, deci se pregătește pentru turnarea covor asfaltic. Sunt imagini de acolo. Un alt drum, e vorba de la Motoșel la Stănișești, a care se lucrează astăzi, acolo, la fel 24 de luni, sperăm ca, știu, în vara aceasta să se apropie de final. Se lucrează intens, ne-a ajutat și vremea din iarna aceasta, a ajutat pe Băcăuan, pe constructor să se miște bine. Astea sunt imagini de acolo, de la Motoșeni. Pădurei Codovan, un alt drum de vreo 15-16 km, 15,4 km, mult așteptat de locuitorii din zona respectivă.
se lucrează la protecție, locuirea potențelor de acolo, deci este în fază de execuție, are termenul 24 de luni. Sperăm și aici să urgenteze, să termină în avans. Cel de-al cincilea, de care vă spuneam, care s-a dat ordinul de începere la execuție, începând cu 2 martie, adică de luni, este un drum nu foarte lung, de 2,3 km, dar cu lucrări complexe. Și aveți aici lungimea și drumul de la 112 la Ciucani, la Căciu. De asemenea, mai sunt două drumuri care spuneam prin aviz. Este cel de la drumul județean 117, podul Cernu, e 4,2 km. Acolo se este în fața de obținerea avizelor și a certificatului de urbanism. Care și-a putut să dăm drumul cât mai repede la ordinul de începere, iar cel de-al șaptelea este Corbasca Tătărești, 5,5 km. În perioada de proiectare are termen până pe 15, sperăm să aducă proiectul înainte de termen, ca să putem trece la faza de avizie și obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construcție. El așa arată, așa că toate sunt drumuri de pământ, pietuite, sunt drumuri care n-au văzut asfaltul niciodată. Și aici, din bugetul propriu, pe fiecare an în parte, sunt peste 193 de km modernizat. E vorba doar de covoarele asfaltice și bituminoase în județ. Și acum, dacă ar fi să regim ceea ce s-a făcut din bugetul propriu, iată, astea sunt drumurile făcute cu voarea asfaltice din bugetul propriu, adăugăm și cele prin Programul Național de Dezvoltare Locală, adăugăm și drumul prin Programul Operațional Regional. Iată, asta este prin Programul Operațional Regional și adăugăm și cei 247 de kilometri de drum național care prin grija Guvernului și a Ministrului Șoba s-au făcut în ultimii 2-3 ani în județul Bacău. Sunt 247 de km național, iată că se întregește. Trebuie să... Domnului, trebuie să recunoaștem, nu? Să-i dăm ce zară, ceea ce zară. Foarte mult și bine. Da. Da, și cum durează ce greșe, m-a ajutat să mergem mai departe, da. De strada aeroportului am vorbit, nu mai vreau să ne oprim, aici sunt și imagini. Mergem la sănătate, investițiile în sănătate la Spitalul Județean să meargă peste 80 de milioane au fost investiți, din care 17 milioane doar din bugetul propriu, restul a fost din finanțări atrase, guvernamentale și europene. Aici aveți principalele obiective ale noastre care sunt realizate de cursul timpului, care le-a recepționat. Multe lucrurile sunt o continuare a celor începute în 2014-2015. Compartimentul de radioterapie finalizat în mai 2017. După aceea, în secția de oncologie, am reușit în pavilionul fostul pavilion Hipsida să fie modernizat și pe 27 septembrie 2018 să mutăm și oncologia într-un spațiu modern, respectând toate standardele în domeniu. Și acum câteva săptămâni am semnat și extinderea bunkerului la secția de radioterapie, semnând de altfel în septembrie și contractul cu furnizorul pentru achiziția celui de-al doilea accelerator, rămâne doar atât. Și acum vă rog să vă uitați mai departe până la Ministrul Sănătății să dea și bani pentru cel de-al doilea accelerator. Domnul Mechitar, dacă tot ați fost mâna în zare, așa să vă uitați. Uitați-vă spre domnul Costache să aducă banii că noi suntem în lucru. Trebuie să le corelăm. Astea sunt imagini de acolo. Uitați la secția de radioterapie, de oncologie, pe parcurs. De asemenea, din bugetul propriu, aici sunt lucrările de reparații capitale la pediatrie, corpul A și B. Se lucrează acum la jos, la subsol. Tot ce înseamnă structura de rezistență a celor două corpuri.
Cu o parte încă de primire urgență pediatrie l-am dat în folosință în 2017, parcă și extinderea și modernizarea căii de acces, calea de acces și amenajarea parcării la ansamblu spitalicesc, care este astăzi în lucru, a ținut vremea cu noi, avem și imagini cum arătau, iată, primirii urgențe și accesul, iată cum arăta undeva în vară, poza din stânga sus, cum arăta parcarea, cum arăta în decembrie și cum arată acum în februarie, se lucrează și se apropie de finalitate. De asemenea, o serie întreagă de lucrări continuă acolo necesare la spital, reparații, tot ce înseamnă stații de curare, alimentarea cu apă alternativă, alimentarea cu apă, secția de medicină, medico-legală, medicină legală, care este în proporție de 50%, realizat și sperăm să finalizăm, reparații capitale și dotare la bloc operator, care propie proiectarea este aproape finalizată, puțin 90%, iar aici aveți imagini de la reparații capitale, vinere la spitalul vechi. Este vorba de clădirea din mijloc construită acum 100 și ceva de ani. Ea a intrat într-o reparație capitală, atât pavilioanele de pavilionul vechi, cât și extinderea încă două corpuri de clădire care vor veni acolo. Aici sunt imagini de la stația de pompare și de la puțurile pentru cea de-a doua alimentare. Sunt proiecte în lucru acum și cu finanțare, spuneam, de la Uniunea Europeană, ultimele două proiecte din programul operațional regional în vorba de extinderea și modernizarea și dotarea infrastructurii la unitatea primiri urgențe cu heliport prin programul operațional regional. S-a semnat contractul pentru proiectare și execuție, se lucrează acum la proiectare și cel de-al doilea e vorba de dotarea infrastructurii laboratorului de specialitate adulți și copii. S-a reluat acum licitația, asta este în plină procedură de licitație și această lucrare. Poate e de menționat, ce spuneam și la început, că Consiliul Județean a recuperat din investițiile făcute în ultimii ani din bugetul propriu. Și aici aveți sumele pe fiecare obiectiv de investiții care le-a realizat Consiliul Județean și au fost eligibil și au putut recupera bani de la Spitalul Județean, situație de urgență, peste 8.300.000 și încă două proiecte făcute la comun pe lucrări făcute împreună cu Vasluiu și cu Neamțu, din care din valoarea 80% au revenit județului Bacău. Zic că nu este puțin lucru, e un efort al muncii colegilor de la spital și de la Direcția de Dezvoltare, sub coordonarea directă a vicepreședinți. Spitalul Municipal de Asigură asocierile care le avem cu spitalele din județul, ne-am susținut și celălalt spital, Oneștiu, trebuie după aceea Oneștiu. Iată, aici sunt cele patru obiective de investiții susținute de către Consiliul Județean prin parte de cofinanțare. Secțiile, unitatea de primiri urgențe, săptămâna trecută am semnat contractul de asociere cu municipalitatea pentru partea de cofinanțare pe un program operațional cu finanțare cu fonduri externe, partea de cofinanțare care e 4 milioane și ceva de lei, adăugându-se la, iată, un proiect cu cofinanțare de aproape 6 milioane de euro pe care municipalitatea l-a obținut. Și stația de ambulanță în care, iată, se lucrează acolo și sumele recuperate, sigur, de către spitalul și municipalitatea Onești, care au fost făcute în ultimii 3 ani. Asta e imaginea cum arată astăzi colegii noștri din județ care sunt în zonă. De asemenea, la Buș, spitalul aici a făcut și aici o contribuție și a fost menționate la dotări ce banii unde s-au dus de la Consiliul Județean, ce am aprobat noi aici.
în Consiliul Județean și eu vin să completeze cealaltă dotări făcute de către Ministerul Sănătății, prin bani de la Ministerul Sănătății și prin Programul Operațional Regional Reabilitarea Spitalului, iată cum arată Spitalul din Buhuș astăzi. Cel de-al patrulea, al treilea, să zicem, este domeniul social. Sunt 26 de proiecte cu valoare totală de 21.700.000 de euro. Sunt proiecte finanțate prin programul operațional regional, sunt proiecte prin programul operațional capital uman, sunt proiecte prin soluții guvernamentale, program de interes național de către guvern și parteneriate cu organizațiile neguvernamentale. Activitatea de restructurare a cercului și dezinstituționalizare, unde intră aici și cel mai mare centru, cu cea mai mare capacitate care l-a preluat Consiliul Județean de la Minister, de la, și trebuie spus asta, în 2004-2005 l-a preluat instituțiile mari de la de adulți și cel mai mare era CRN Rătăciu cu 400 și ceva de beneficiari. Astăzi era 180 și ceva și vedeți că au fost scoși pe etape, nu mă repet, dar în proiectul ăsta vedeți că sunt proiecte în care 90 de beneficiari de la CRN vor merge în case de tip, în locuințe protejate și în alte tipuri de servicii create prin aceste, proiecte. Și se află în plină derulare. Aici parteneriatul cu ONG-urile, să încerc să trec mai rapid, pentru că nu mai avem timp. Vreau să vă zic că tot materialul este pus la dispoziție, o să punem și prezentarea asta în PowerPoint și reprezentanților de mass media care este prezent astăzi aici, reprezentanților. Iată, pe Medius 351, peste 351 în fonduri, de milioane de euro fonduri atrase, dar e vorba de 60 și ceva de milioane de euro fonduri atrase, dar s-au fost implementate în ultimii 10 ani, deci nu e vorba de doar în ultimii 3 ani, dar acum, practic, prin ultimele eforturi, faptul că avem cele două contracte de delegare, faptul că investițiile realizate și acolo sunt menționate toate investițiile realizate pe acest obiectiv, astăzi putem vorbi de o abordare integrată, putem vorbi de un sistem de management integrat al deșeurilor pe județul Bacău, sigur mai este licitația 22+1 în derulare, putem vorbi de un plan eficient de a ajunge să facem într-adevăr o selecție selectivă pe materiale reciclabile, încât să ajungă la groapă, la celălalt, cât mai puțin gunoi menajer. Deșeuri menajere. Despre asta vorbim, despre asta tindem, sunt eforturi care se fac acum la nivelul fiecărei comunități. Am încercat să atragem și alți parteneri în acest sens și probabil într-o săptămână să avem o AGA unde să prezentăm acest lucru. Pe lângă, sigur, chiar astăzi la ordinea de zi avem un material legat de managementul deșeurilor, unul din operatori. Aici sunt trecute, sigur, și investițiile în perspectivă și mă refer aici la proiectul regional dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată pe Bacău prin POIN, 364 de milioane de euro, valoarea totală a proiectului. Vor avea estimată a investițiilor pentru apă și canalizare, sunt 41 de UAT-uri prinse în acest proiect. Acum proiectul se află la Ministerul Fondurilor Europene. S-au trimis ultimele clarificări, ultimele modificări și sperăm ca în cât mai scurt timp să semnăm și contractul pentru acest proiect mare și atât de necesar. Și nu în ultimul rând, dezvoltarea capacității administrative, aici e vorba de proiecte care vin să ridice calitatea
și profesionalismul funcționarilor publici și crearea unor servicii care să vină în sprijinul cetățeanului. Și sunt două proiecte, unul care completează pe celălalt, cu ghișeu unic pentru cetățeni, serviciul public de calitate în județul Bacău, iar Bacău Smart County este cel de-al doilea proiect care astăzi s-a făcut de evaluare. Celelalte sunt finanțate și s-au obținut finanțarea. Deja. Aici aveți un slide, un diagram cu proiectele pe care le-a finanțat Consiliul Județean prin legea 350 și asocierile, parteneriatul și domeniile de activitate. Aici sunt imagini la o parte din activitățile pe care noi le-am derulat. A fost greu să faci o sinteză la un material în care sunt aproape 400 de pagini. Sunt lucruri care tot ce ați văzut în aceste slide-uri se pot verifica. Le punem la dispoziția presei. Sunt pe site-ul Consiliului Județean, la fel, raportul Consiliului Județean cu cele 400 de pagini sunt pe site, se pot citi, puteți să cereți eventual clarificări și așa mai departe. Eu vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au contribuit prin votul lor, dar și seriozitatea, implicarea, rapiditatea nu a fost ușor a aparatului de specialitate cu atâtea proiecte care noi trebuie să ne punem în valoare. Vă mulțumesc în numele dumneavoastră și dați-mi voie să mulțumesc colegilor din Consiliul Județean, secretarul județului, directorii generali adjunct, șefii de servicii, întreaga echipă de specialiști de la direcție din aparatul de specialitate, dar și a celor din suportul Consiliului Județean. Și colegilor mei, domnilor vicepreședinți, și cu sprijinul și coordonarea, expertiza domnului administrator public al județului. Vă mulțumesc mult în numele dumneavoastră și sperăm să facem. Administrativ spune, la articolul 179, alineata a. Odată cu notificarea provocării, articolul 179, alineata a. Odată cu notificarea provocării, sunt puse la dispoziția consilierilor județeni materialele înscrise pe ordinea de zi. Deci trebuia să semnați acest material la timpul odată cu notificarea. La timpul să avem celălalt material. Nu asta am încercat. Secundă, mă, să-i dau cuvântul, doamne secretar. Îmi pare rău că țin toți colegii aici pentru așa și vă spun de ce. Pentru că dumneavoastră e drag ați venit la comisii de specialitate. Și îmi pare rău că nu dați atâta importanță în seriozitate comisiilor de specialitate. Am fi lămurit lucrurile astea și astăzi în plen, nu ați mai fi ridicat o asemenea problemă. Acum trebuie să lămurim și chestiuni juridice, ce scrie articolul, să ne investigăm interpretarea. Și am cuvântul. Comisia de specialitate. În comisia de specialitate. Deci, doamna secretar, în caz să nu fiu eu, poate spre doamna secretar, vă rog. Repet, raportul președintelui, precum și rapoartele domnilor voastre, pentru că știți foarte bine că aveți obligativitatea de a le depune, ele se pot trece pe ordinea de zi la solicitarea celui care le întocmește. Mi-ați pomenit un temei legal, permiteți-mi să vă pomenesc și eu un altul. Este vorba de articolul 191 din codul administrativ, care în alineatul 3, la litera B, în cadrul atribuțiilor președintelui Consiliului Județean, se prevede, prezintă Consiliului Județean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor sale și a hotărârilor Consiliului Județean. Exact cum v-am spus, aveți ocazia să studiați în foarte mare amănunt acest raport, să interveniți, să puneți întrebări, să solicitați și alte rapoarte, dacă astăzi prezentarea nu va mulțumi, dar nu cred că este cazul. Doamna secretar, eu vă întreb, a fost pus la dispoziția consilierilor județeni în raportul odată cu notificarea sau? A fost pus din moment ce mi s-a adus tot. Nu, astăzi la ora 90 minute l-am primit din serviciul
toate proiectele de O întrebare care mi-a pus, legat de, odată ce nu am aprobat ordinea de zi, orice intervenție care eu o fac, abuzează de timpul meu de lucru, liber și așa mai departe. Înmulțesc pe mine cu ceilalți toți prezenți, excepție colegii de la Liberal care au fost împotrivă, nu vă bate joc de timpul nostru de lucru. Adică dacă ați fost împotrivă, vă rog. Asistați, vă convine, nu vă convine. Asta e părerea mea. Dacă votați, deci n-ați votat ordinea de zi, nu poate ce v-ați la ea. Nu, este o disciplină, este un regulament de bun simț, eu zic. Adică de responsabilitate profesională. Dar mie îmi pare rău că n-am fost pe fază, în momentul în care ați propus, scuzați, să n-ați votat ordinea de zi, eu împreună cu doamna consilier Bogea am vrut să propunem să scoatem de pe ordinea de zi cele trei aprobări de consilieri în județene. Vă convenea? Da? E, uite, n-am fost pe fază. Dar credem mai bine. V-am dat, ați avut cuvântul. Ascultați, am supus la vot, nu înțeleg cine mai întoarce în plec. Este o lipsă de... V-ați abținut? Nu v-ați abținut, ați votat împotrivă. Și nu se vorbim de lege. Păi nici, v-am citat care e foarte de acasă. Bun. Acum facem dezbatere, ce se referă la proiectele de hotărâri. Punct. Am dat părerea și eu. Mai citim în acasă. Haideți să mergem mai departe, că nu vreau să... Eu să întrelegem la acest proiect și cu întrelegi pe Renault voi să protestați, da? La toate, dar dumneavoastră ați votat împotriva acestui ordin de zi. Eu v-am pus o întrebare. Avem voie să vorbim sau nu avem voie să vorbim? Aveți voie. Am înțeles, domnul Gaudici a spus că nu mulțumim prun. Nu pot eu decide treaba asta. Deci, eu mi-am spus un punct de vedere la ce... Auziți, în momentul ăla... Chiar, cum să vă zic eu, stricăm... Stricăm... Munca noastră stricăm. Că aici nu e vorba despre realizările lui Sorin Brașoveanu sau realizările lui Eugen Spătar. Ați votat alături din noi. Ne-ați sprijinit în acest mandat. Să zicem noi nu votăm alături de dumneavoastră, nu vă sprijinim, a scris acolo cineva, e vorba de Brașoveanu, a zis președintele Consiliului Județean. De ce dați în televizorul acest raport care este cel mai bine realizat, dacă ne gândim? Și gândiți-vă cât i s-au realizat. Până la urmă s-au realizat cu banii contribuabililor din județul Bacău, pentru contribuabilii din județul Bacău, iar noi trebuie să fim mândri că am putut realiza, că am putut accesa fonduri, face drumul, că ne-am aprobat, că ne-am înțeles între noi, că dumneavoastră ați fost de acord să le aprobați, ca să ridicăm mâna de fiecare dată. De ce acum pentru două luni, când mai avem, stricăm atmosfera pentru că n-a fost pus la timp în materialele de care dumneavoastră le-ați primit la mapă? Să zicem, domnul consilier, că aveți dreptate, că trebuia raportul pus mai dinainte că, și așa mai departe. O să-l citiți, o să vedeți că e bine realizat. Am excluzit posibilitatea de a fi scăpat ceva din vedere și noi vedeam cu o vedere. La ședința viitoare, haideți, domn președinte, să trecem mai departe. Și felicitări tuturor consilierilor județeni care au făcut parte din această echipă și care au votat. De ce vreți să dați cu piciorul la exact cum ăla știi când voi jucați și când aproape și David plin, dă cu piciorul și plasă. Exact așa pățiți dumneavoastră. Acum. De ce 4 ani de zile și n-a spus nimeni dumneavoastră? Ați susținut, ați votat, cei care v-ați votat, am apreciat, deci nu v-a exclus nimeni.
contează, este munca noastră a tuturor. Au fost și proiecte care nu ați votat, s-a respectat, a fost un vot democratic. La fel și astăzi am respectat votul dumneavoastră. A zis că vă, nu că vă abțineți, dar vă abțineați era una. A spus că votați împotriva acestei ordine de zi. Pare rău. Haideți să mergem mai departe. Domnul vicepreședinte Braț, o sinteză, că știm despre ce este vorba. Bună ziua! Vreau să pun atenție trebuie de hotărâre privind aprobarea din cadrul tehnico-economic și actualizați pentru obiectivul reabilitare și modernizare din Jelva spre 19, kilometru 25, plus 740 până la kilometru 27, plus 993, de la Ciucan, județul Bacău, prin programul sau în cadrul programului național de dezvoltare locală. După cum bine ați văzut și în referat și în urma procedurii de achiziții publice, a semnării contractului, a elaborării proiectului și a efectuării plătirilor în vederea obținerii autorizației de construire, Serviciul Public Județean de Drumul Bacău propune aprobarea indicatorului tehnico-economic actualizat după cum urmează. Reabilitare și modernizare de DJ-119, kilometru 25 plus 740 până la kilometru 27 plus 993 la Ciucan, județul Bacău, având o valoare generală a legii TVA de 6.023.230 lei. Față de cele prezentate, domnul președinte, vă rog. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Este vorba de proiectul care, obiectivul de investiții care tocmai se regăsea și în raportul de activitate. S-a dat și ordinul de începere, începând cu 2 martie, despre asta este vorba. Și astăzi, atât ăsta, cât și celălalt are legătură, pentru că cheltuielile care nu sunt asigurate prin program, vor fi susținute de noi și și celălalt are legătură. Eu vă supun ăsta la vot și după aceea dăm... Am un intervenție, domnul președinte. Domnul Mătean. Noi vorbim de drumul de teatru 119. Vreau să vă arăt la cunoștință că pe data de 3 martie podul este trotul și în Bonești se închide iar, vor fi iar restricții de circulație și vă cer să găsiți o soluție ca de îndată să fie asfaltat din ura băiei Dumbrava, poziunea aceea care am urmat de 7.150 km, pentru că e o alternativă cea mai favorabilă pentru cei care vin de la Bonești la Bacău. Are 61 de km, cu puțin peste... O mai spun una de domnul Ocenatu, cu puțin peste 50 de km de pe traseul din traseul actual și vreau să vă arăt cunoștință că mai înțeleg de dar prin inițiativa Consiliului General Municipal din Unii, a fost inclus asfaltarea și aceste porțiuni. Deci putem asigura un traseu alternativ foarte bun pentru acest traseul Bacău-Unești. Mai mult de atât, se anunță cel mai devreme la 8 iunie va fi finalizată lucrarea. Dacă vremea ține cu constructorul și cu noi cei care circulăm, e posibil să avem și să depășim de acest tema. De aceea vă rog încă o dată să găsiți soluții ca bine dacă să fie asfaltat și acest lucru. Mulțumesc! Da, domnul consilier, așa cum dumneavoastră ați spus la cunoștință, trebuie să ne prospătăm un pic memoria vis-a-vis de acest obiectiv de investiții important. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut noi am aprobat indicatorii tehnico-economici, am dat drumul la procedură, ea este în licitații și nu am o chestiune de... Nu, aici nu mai trebuie lucru, că sunt termenele respective. Poate să iasă într-o lună, poate să iasă într-o lună jumătate, îi dăm drum la această lucrare atât de importantă. Ea este pe, în procedura de licitație, după care, conform procedurii, vom trece la execuția. Și noi ne dorim cât mai repede cu putință. Dacă ne aducem aminte, anul trecut,
anul trecut s-a asfaltat, a turnat căvărea asfaltul pe o porțiune de 5 km și ceva. E diferența, sigur că asta a fost procedura, n-am avut altfel cum face, am făcut ceea ce spune la lege. Nu pot, ceea ce spuneți dumneavoastră să urgentez, nu pot să spun de mâine să asfaltăm acolo. N-am cum asta, deci vă rog să urmăriți PSA cu doamna director să vedeți că și cu colegii de la Serviciul Județean de Drumuri, că sunt acest obiectiv este în atenția noastră, așa cum am hotărât anul trecut, și este procedura de licitație cum. Cât despre rutele opunitoare, drumul național a stabilit într-adevăr rutele opunitoare, este și asta, sperăm să finalizeze licitația cât mai repede să-i dăm drumul. Chestiuni pe care nu îi putem controla, pentru că e și perioada aceea de contestații, și perioada, nici nu știm cât au depus oferta, deci am despre asta. Mulțumesc! Domnul președinte, cred că nu vă referiți la drumul Gura Văii în Temenia. Dumneavoastră spunea de porțiunea parată a Temenia. Sunt în procedură. Ceea ce vă spun eu, vă cer, sunt cei 7.850 de metri de la Gura Văii la Temenia, care trebuie să facă aceasta. Păi stați acum, dumneavoastră vreți să îndecați că nu ar trebui făcut și... Ba da, dar dumneavoastră a spus că este în procedură, nu este în procedură. Abia și-a prins în buget cu două suma de 25.000 de lei. V-ați referit la altceva? Nu, eu am să... Da, dar vreau să spun, sunt sigur că așa este. Deci, eu mă repet la porțiunea aceasta, ce 7.850 de lei, se că la aici se rădă din două. Ok. Da, cred că este aici arăbune strupă și clarificare. Ocupați indicatorii de nivoeconomici de pentru cei 5 km. Exact, exact. Este asta vă vorbim. Da, 6 km. Sunt 6 km. Așa e, așa e. Dar eu fac referire la drumul din Gura Văii până la Sursa Temenia. Care sunt în este, lungime? Este inclus în buget cu 225.000 de lei. Trecem la vot ca să putem duce la următorul. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri împotrivă, nu sunt. Următorul care are legătură cu același obiectiv de investiții, vă rog. Vă spun atenție, legislat de aprobare, privire la proiectul de hotărâre. Privind aprobarea asigurării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, pentru obiectivul de reabilitare și modernizare, cu modernizare de DG 119 pe același traseu, prin contractul de finanțare, Ministerul Dezvoltării a asigurat suma eligibilă de 3.705.696 lei. Astfel că, pentru a putea executa lucrarea, în condiții de calitate, este necesară suma suplimentară asigurată din bugetul local în cuantum de 2.317.534 de lei. Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău ne-a trimis o notă de fundamentare pentru suma de 2.317.534 de lei și propune adoptarea unei hotărâri privind asigurarea de bugetul județul Bacău a cheltuielilor anterior referite. Conform asta, și cheltuielile care nu sunt asigurate, asta fiind suma suplimentară, trebuie să o aprobăm votul. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă. Se dau cuvântul domnului vicepreședinte Popescu pentru confirmare. Stimați colegi, având în vedere că una dintre activitățile pe care le desfășoară în cadrul Consiliului Județean este și coordonarea activității la Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea, vreau să vă supun spre aprobare acest proiect de hotărâre.
În februarie 2018, Consiliul Județean Bacău a aprobat studiul de fezabilitate pentru obiectul de investiție construirea atelier de tâmplărie în cadrul complexului Muzeal de Științe Naturii Ion Borcea. Acest proiect a fost realizat de statul proiect SRL Bacău. Având în vedere că în 22.1.2020 a fost încheiat procesul urmat de recepție la terminarea lucrării, trebuie să aprobăm intrarea în domeniul public a acestui obiectiv. Acest atelier de tâmplărie are o suprafață construită de 100x23 metri pătrați, structură de rezistență din stâlpi și grinzi, beton armat, închidere, zidărie, tâmplărie, PVC și așa mai departe. Valoarea totală a investiției este de 311.542,95 de lei. A trebuit să facem acest atelier de tâmplărie pentru că vechiul atelier de tâmplărie a fost desfințat pentru extinderea observatorului astronomic Victor Anestin în strada Ion Gheru de Stele. Conform codului administrativ, domeniul public al județului Bacău este acoperit din bunurile de uz sau de interes public județean declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Județean. Ca urmare a realizării acestui obiectiv de investiții, se impune introducerea în domeniul public al bunului imobil atelier de tâmplărie în valoare de 311.542,95 de lei. Domnul președinte, vă rog să supuneți pe aprobarea acestui proiect. Mulțumesc, vicepreședinte. Dacă sunt intervenții, dar nu pot supun la oricine este pentru, mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii se referă la trecerea unui imobil din domeniul public al județului, în domeniul public al comunei Zemeș, de data aceasta este o adresă, o solicitare venită din partea comunei Zemeș, o cerere de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al județului, domeniul public al comunei Zemeș, motivată de faptul că în prezent clădirea fostului centru de servicii sociale a fost identificată ca prezentând potențial pentru dezvoltarea economică a zonei. De asemenea, imobile sunt parțial degradate și necesită lucrări de reabilitare, ținând cont că nu există buget pentru conservarea unor clădiri. De altfel, din istoric, vă zic că au mai fost solicitări în acest sens, au mai fost clădiri aceasta a fost trecută cu o destinație precisă la Consiliul Local Zemeș, la finalul perioadei, ea a revenit pentru că s-a respectat destinația. Așadar, mai precizez că imobilul teren, în suprafață de 10.389 metri pătrați și 8 construcții, având număr cadastral 61.113, nu face obiectul unor cereri de reconstituire a drepturilor de proprietate privată sau unor cereri de restaurare depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar. Este liber de sarcini și nu face obiectul unor litigi aflate pe rolul instanțelor. Și vă supun spre analiză și aprobare proiectului de hotărâre privind trecerea acestor imobile din domeniul public al județului, domeniul public al comunei Zeleș. Fost așa pentru actualistul, fost școală specială până în anii 2002, după aceea centru de servicii sociale protecția copilului, o perioadă de câțiva ani, 2-3 ani de zile, după care, conform procesului de dezinstituționalizare, această clădire a fost pusă la dispoziția Consiliului Județean fiind proprietarul clădirii și a terenurilor de acolo. Repet, au fost câteva solicitări, astăzi, iată, vine solicitarea din nou din partea Consiliului Local Zemeș. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abținere împotrivă. Mulțumesc. Următorul proiect se referă la intrarea în domeniul public al județului Bacău, a bunului imobil rezultat în urma efectuării lucrărilor de investiții, construire, magazie, bunuri materiale de școală gimnazială specială Maria Montessori. În cadrul proiectului de investiții, a fost realizată construcția acestui obiectiv în suprafață de 96 de 28 de metri pătrați.
infrastructura de lucruri de radiații, de sprijin, de elevație, de reconstructură metalică, tot ce vin oțel galvanizat, pe lecții perimetrali și învăditoare acoperișoare pe lucruri din panou din presa. Toate, valoarea totală a investiției fiind de 230.676,74 de lei. Ca urmare a realizării acestui obiectiv de MSC, se impune introducerea în domeniul public a acestui imobil în valoare de 230.676 conform procedurii. Așa că vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri împotrivă nu sunt. Revenim la vot, vicepreședinte Pravăț. Vă rog. Vă spun atenție proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea primei de investiții în refacerea frontierei 241 a kilometru 97 plus 420 afectat de fenomenele hidrometeorologice din perioada mai-iunie 2019. După cum am și văzut în referat, având valoarea documentației tehnico, acum valoarea de bilanț general de 2.698.105,24 lei. Dacă sunt intervenții, nu vă spun acum. Vă rog, cine este pentru? Mulțumesc, abținere împotriva răspunsului. Vă rog, domnice. După cum bine ați observat în documentație, suma necesară din bugetul local este de 872.105,24 lei. Vă spun la vot dacă nu sunt intervenți. Cine este pe lege? Mulțumesc, abține împotrivă, nu sunt. Vă spun atenție proiectul de hotărâre privind aprobarea de viziul general actualizat pentru obiectivul de investiții de agrimentare și modernizare de G117 din Comuna Poduri, kilometru 17 până la kilometru 21 plus 180, având o lungime totală de 4,180 km în județul Bacău prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Pentru derularea condiției optime a activităților proiectului și îndeplinirea integrală a obiectivelor este necesară actualizarea de viziune generală pentru obiectivul de investiții mai sus amintit. Iar în raport cu aspectele enunțate în referat, proiectantul rut construcției relei a prezentat următorul indicator tehnico-economici, având o valoare a deficitului actualizat de 850.853 lei. Dacă aveți intervenții, dacă nu, vă spun la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă, nu sunt. Prodonomicii și următorul, sintez. Numărul 16, proiect de hotărâre privind construirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 8 metri pătrați din zona drumului județean 252 din satul Păruiești, strada principală numărul 170 din comuna Păruiești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean din domeniul Bacău în favoarea SCE de gaz din piesa. Cine este pentru? Mulțumesc. Și următorul, tot pe 252, e vorba de 7,50 metri pătrați, aceeași situație, drept de servitute asupra terenului de la serviciu public la dezgaz. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțin de cum pot fi bonusând. Punctul 17. Acum. E vorba de acceptarea donației a două autoturisme marca Dacia de la Fundația Seara România. Pe foarte pe scurt, Fundația Seara România, prin proiectul pe care l-a derulat în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, e vorba de aici de activități de prevenire în comunitate, în județ, a venit cu acest aport, cu aceste două mașini și cu echivalentul combustibilului pe tot perioada proiectului.
la final de proiect doresc să facă această donație. S-a încheiat autentificarea la notarul public. Noi, conform procedurii, va trebui să acceptăm donația, acceptăm oferta de donație pentru aceste două autoturism. Cine este PD? Mulțumesc, abține, împotrivă, nu sunt. Punerea la dispoziție, la dispoziția Companiei Regionale de Apă a unui imobil teren în cadrul contractului de integrare a gestiunii serviciului publice de alimentare cu apă și canalizare. A fost încheiat contractul de delegare de ADIT în nume și seama județului Bacău și a celorlalte unități teritoriale mele. E vorba de un teren achiziționat cu suprafață de 1900 de metri pătrați conform hotărârii Consiliului Județean din 2019. Se încadrează ca fiind un deretur potrivit legislației în vigoare și a contractului de delegare. Este necesar în vederea construirii unei stații de punere sub presiune pentru aducțiunea Bacău Sud, care va deservi următoarele UAT-uri, Valea Seapă, Răcăciun, Bărbeni, Cleja, Tama și Gioseni, Faraoan, Nicolae Păcescu și Sărata, investiție ce va fi realizată prin proiectul pe care l-am prezentat și în raportul de mai înainte, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare. Terenul cauză este necesar desfășurării activității operatorului regional. Este necesară adoptarea unei hotărâri ale noastre, a Consiliului Județean, prin care să se pună bunul la dispoziția CRAP-ului și mandatarea ADIP în vederea încheierii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în acest sens. Să faceți modificarea care și este trecut ADIS, deci ADIP. Ca atare vă supun spre adoptare proiectul de privind punerea la dispoziție CRAP-ului a acestui imobil de teren în cadrul contractului de delegare a gestiunii. Cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotrivă, nu sunt. Următorul punct face la dezlipirea în două loturi a unui imobil având numărul cadastral 62.198, situat în strada Petricica din Comănești. E o cerere depusă de către Biserica Pentecostală Betel Comănești. S-a emis către centrul școlar de educație inclusivă Comănești, prin care s-a adus la cunoștință solicitarea acestora. Sigur că este în proprietatea Consiliului Județean, așa că și Centrul Școlar de Educație Inclusivă putea să-și exprime acordul, ceea ce a și făcut, depunerea la dispoziția suprafeței solicitate de către Biserica Pentecostală Betel Comănești. Având în vedere prevederile legii 287 și a codului civil, este necesar să proceda la dezlipirea două lucruri a terenului în suprafață totală de 9.575 de metri pătrați, situat în Comănești, pe strada Petricica. Pentru a putea realiza cele solicitate, este necesar un alt autentic, respectiv hotărârea noastră a Consiliului Județean de aprobare dezlipirii în două lucruri acestui imobil. Dacă sunt intervenții, domnul Caucaș. Da, rețin că acest proiect a mai fost pus pe ordine de zi, l-ați retras dumneavoastră din inițiativă, dar citind cu atenție raportul potrivit de cele două direcții, direcția economică și direcția jurnalistică, văd că undeva la subsol scrie, facem precizarea că înainte de susținerea spre aprobare a Consiliului Județean, aprobarea Consiliului Județean a acordării dreptului de folosință gratuită va fi necesară efectuarea unor proceduri prevăzute de articolul 112 alineatul 6 din Legea Educației Naționale. Vreau că am citit cu multă atenție, pentru că știu, am avut din punct de vedere cu domnul președinte pe tema asta, atunci când a fost băgat pentru prima dată pe ordinea de zi și
Nu am văzut niciun efect al procedurii din 112, articolul 112 din legea. Aș ruga doamna director Mitrea sau domnul director Borgi. Nu, dar secretar județului o să vă răspundă. Nu, dar ei semnează, în sensul ăsta. Da, da. Da, 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 înțeleg, da, 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 da. Aș ruga atunci, sigur, eu am înțeles pe semnătură. Da, da, am înțeles. Așa cum vedeți, obiectul proiectului de act administrativ este acela de a deslipi două locuri imobilul. Întâmplător sau nu, este la solicitarea BTL-ului. Noi am menționat asta pentru că avem adresă în acest sens, dar procedura instituită de Legea Educației Naționale pe 2011 intervine efectiv atunci când se va da în folosință gratuită acest spațiu. Deci nu este cazul acum. Acum doar deslipim în două loturi și urmează să facem procedura și la... Dar scrie de undeva pe acolo că se înțelăinează, se duce... De asta vă spuneam, că e în folosință gratuită, asta am spus. Atunci în condiții de asta, doamna secretar, eu mă absint. Nu aveți de ce să o faceți dumneavoastră, dar aveți de cum să faceți ce vreți. Nu facem decât procedura de deslipire, acum asta aprobăm. Am spus că întâmplător sau nu este la solicitarea BTL-ului, pentru că de acolo a pornit această procedură. Deci nu și-au solicitat și pentru a putea face lucrul ăsta este necesar întâi deslipirea acestei suprafețe, ca ulterior venim tot în Consiliul Județean, nu de consilier, venim cu această procedură tot în fața Consiliului Județean. Deci orice instituție, așa este, comunitatea școlară, ai nevoie, dar la momentul respectiv, să știți că am luat în calcul acest aspect și îl știm foarte bine, nu trece, doamne trece. Da, dacă mai sunt intervenți, dacă nu vă supun la vă, cine este pentru? Mulțumesc, abținere împotrivă, tot sunt. O aprobare de principiu din partea Consiliului Județean la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apuzată în județul Bacău 2014-2020 s-a aprobat de către noi Consiliul Județean în 2018 actualizarea master planului în sectorul de apă și apuzată, respectiv lista de investiții prioritare 2014-2020. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 2014 reprezintă o etapă importantă și semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare și continuând cu procesul investițional derulat de data aceasta prin programele ISPA și OSMED. Proiectul cu o valoare de aproximativ 364 de milioane, mai precis 364.007.459 de euro, are ca beneficiar a investițiilor număr de 41 de unități administrative teritoriale. Ele sunt grupate pe zone, sisteme de alimentare cu apă, clustere, aglomerări, având la bază criterii de alimentare cu apă și de epurare mai eficiente din punct de vedere tehnic și economic. Dintre obiectivele investiției pentru care CRA solicită asigurarea cofinanțării de către Consiliul Județean Bacău, sunt și unele noi. Jol, Crașin, dar proiectate pentru a servi mai multe unități administrative teritoriale. Altele, care inițial deserveau o singură unitate administrativă teritorială, vor deservi mai multe UAT-uri. Pentru că terenul imobil unde se intervine se află astăzi domeniul public al unității administrative pe a cărei rază administrativ teritorială se situează și având în vedere faptul că în urma reabilitării, extinderii, stații de tratat, epurare, rezervori de apă, vor deservi mai multe UAT-uri în cazul în care acest obiectiv nu ar fi preluat în domeniul public al județului, ne-am aflat în situația în care un UAT ar cofinanța un obiectiv de investiții care urmează să deservească mai multe UAT-uri decât cel care i-a aparținut, situație ce contravine prevederilor legale. După realizarea investițiilor, trebuie să menționăm acest lucru, pentru care Consiliul Județean cofinanțează, acestea vor trece în domeniul public al județului și predate operatorului spre folosință pe durata contractului de delegare, adică CRAP. De asemenea, facem precizarea pentru obiectivele investiții, reabilitarea ducțiunii apă brută la Cupoiana Uzului, stație de tratare a Cărăboaia și realimentarea ducțiunii apă tratată de la stația de tratare a Cărăboaia Rămânești,
La Onești, conductele ce vor fi realizate sunt în domeniul public al județului Bacău. Vă supun spre adoptare proiectului de hotărâre privind aprobarea de principiu a cofinanțării a acestui proiect regional. Dacă sunt intervenții, doamna, pe care aveți să întreb, nu? Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotrivă, nu sunt. Următorul proiect al unui de zi face referire la un obiectiv important din județul nostru, cu care ar trebui să fim mai prezenți în viața comunității la nivel de regiune, este vorba de Casa Memorială Nicu Creștenia. Reabilitare, acolo s-au făcut ceva investiții în ultimii ani, în ultimii 2-3 ani de zile. Acum venim în fața noastră cu aprobarea indicatorului economici pentru a continua aceste investiții, ați văzut noastră cum arată curtea gardă și trebuie reorganizată. Deci reabilitare gard și reorganizare curtei, iluminat exterior la Casa Memorială Nicu Ieme. Valoarea investiției 283.868.32 lei, din care construcții montaj 200.196.38 lei. Suprafața desfășurată 639 de metri pătrați, durata de execuție 6 luni de zile. Vă supun spre aprobare acest aprobarea indicatorului tehnic economic la acest obiectiv de investiții. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține, împotrivă, nu sunt. Spuneam de sistemul de management integrat al deșeurilor. Iată, astăzi venim cu o propunere de modificare a tarifelor operatorului sectorului COSU din SA pentru aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul de delegare prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri. Deci avem doi operatori, cei doi, unul pe colectare și transport, celălalt pe depozitare și stații de sortare. Conform contractului, după un an de zile, un an care s-a primit în iunie anul trecut, operatorul are dreptul de a veni să actualizeze tarifele inițiale înaintate de către prin caietul de sarci. Au venit cu niște propuneri destul de mari, au fost 3-4 luni de zile de negocieri de către și verificări, în primul rând, de către aparatul tehnic al ADIS, dar și reprezentanții membrilor ADIS care au dorit să participe la aceste întâlniri și au fost. Astfel, în urma negocierilor, s-a obținut cel mai mic tarif pe care practică e consultul în alte contracte din țară. Și am venit un exemplu, ne-am uitat și noi să vedem ce mai are țară. 184 lei de tonă fără rezidență la Craiova, Mavrodin 188, lei de tonă la Giurgiu 170, la Vintra 185 lei de tonă fără rezidență, la Bacău 150,03 pe tonă cu rezidență. Prin aceeași adresă, avizul ne precizează în cazul în care tarifele modificate nu vor fi aprobate, că există acest risc, bine, la a treia modificare, practic, acum, în care își aruncă acest drept de a pune bariera și de a opri intrarea la groapă, la celula 2. Repet, este a treia, deci a doua, a reușit să o pună în practică timp de 2-3 ore, a fost bine gestionată și am reușit să discutăm cu ei, să înțeleagă că e final de an, e început de an și suntem în negocieri cu ei și de asemenea că nu avem buget. Și abia săptămâna trecută, săptămâna asta, s-au aprobat bugetele în practic, negocierea s-a finalizat acum 40 zile aproape. Așadar, ca urmare a discuției purtate la întâlnire de lucru desfășurată în perioada noiembrie-ianuarie 2019, ianuarie 2020, între a
artist și SCE e-postul de stat, tarifele obținute în urma negocierilor și cuprinse în proiectul de hotărâre sunt cele pe care le-ați discutat și dumneavoastră în ședințele și în comisiile de specialitate. Ele includ și contribuția pentru economia circulară de 80 lei pe tonă, aferent anului 2020. Am aplicat un 30 doar anul trecut și acum diferența doar până la 50 se regăsesc în aceste tarife. Consiliul Județean, conform regulamentului, trebuie să acorde, practic, UAT-urile, pentru că noi nu plătim absolut nimic din partea Consiliului Județean, dar gestionăm în modul cum este implementat proiectul la nivel județean și probabil să trebuie care să venim cu un plan de eficientizare care atrage și alte venituri, ca să zic așa, din ceea ce colectează oile publice și au contracte de colaborare cu ADIS-ul și din sumele pe care le încasează din materialul reciclat, intră în ADIS 60%-65%, ceea ce face ca aceste măriri să fie diminuate cumva, încât la cetățean să nu ajungem la buzunarul cetățeanului în mod direct. Deci, practic, prin o eficientizare și prin alte soluții găsite, noi să tariful ăsta aprobat să nu fie simțit în buzunar cetățean. Așadar, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SCE Consult și pentru aprobarea actului adițional 2 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri. Cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotrivă, nu sunt. Domnul Cep, președinte Craveț, următorul punct. Vă supun atenție în proiectul hotărâre privind aprobarea modificării și completării acordului de parteneriat între administrația bazinală de apă Sileț și județul Bacău prin serviciul public județean de apă Bacău în vederea realizării obiectivelor de investiții reabilitare poduri de jeu 17 între kilometri 17 și 21,180 județul Bacău și modernizarea de jeu 17 kilometri 14,950 până la numărul 17, o lungime totală de 2,05 km în județul Bacău, având numărul 19.860 per 19.998 per 10.10.2019, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău. După cum bine ați văzut, s-a constatat în teren că este nevoie de o porțiune mai mare de teren. În urma lucrării parteneriatului s-a constatat că pentru efectuarea lucrărilor este necesară suplimentarea suprafețelor de teren, în sens în care se impune completarea articolului 3 alineatul 1 din acordul de parteneriat, menționat mai sus, ca anexă la hotărârea 260 din 2019. În acest sens, suprafața totală ocupată în altă minoră de poduri și lucrările de apărare de mal, care fac obiectul proiectului de investiții de abilitare poduri pe 200, pe DG 217, este de 310.806 metri pătrați. Mai multe detalii ați văzut și în documentele ce sunt anexate la legea, dacă sunt intervenții, dacă nu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, dacă nu sunt intervenții, dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotrivă, nu sunt. Domnule vicepreședinte, Craveț. Vă spun atenție proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitude asupra terenului în suprafață de 27 de metri pătrați din municipiul Bacău, în strada Sfântul Baret, numărul 2, 4, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Spitalului Județean de Urgență Bacău, în favoarea SCE de gaz Grivesa. Unul imobil menționat anterior se află în administrarea Spitalului Județean Bacău, Urgență Bacău,
care și-a dat acordul cu privire la consumirea drepturilor referite anterior, astfel cum rezultă din adresa venalitată și înregistrată către Consiliul Județean Bacău, sub numărul 2706 din vestice a doua 2020. Votați decizii prezentate. Dacă nu sunt, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul proiect al de hotărâre se referă la o asociere între județul nostru și județul Bacău cu inspectoratul școlar județean pentru organizarea unui eveniment la nivel național, de vorba de Olimpiada Națională de Fizică, ediția 56, eveniment de recunoaștere și promovare a excelenței în educație și a parteneriatului educațional. Am primit o adresă la Ministerul Educației și Cercetării de la Inspectoratul Școlar Județean, în care mi se anunță că Inspectoratul Județean Bacău a fost desemnat pentru a organiza în acest an cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Naționale de Fizică. Sunt prezentate în expunere obiectivele Olimpiadei, ceea ce cred că este de menționat că această Olimpiadă Națională vor participa de fiecare județ elevi din clasele a 6-a și până la 12-a, care au obținut rezultate deosebite la etapa județeană și vorba de 586 de copii. Sigur că oficialii vor fi însoțiți de părinți, de alți însoțitori ale persoane. De asemenea, 46 de profesori de fizică, membri ai Comisiei Centrale de Organizare a Olimpiadei, profesori universitari, inspectori, profesori emeriți, 50 de membri din țară și 30 de invitați. E un eveniment care, iată, Bacău este centrul atenției la nivel național și internațional privind excelența în educație. De data aceasta este vorba de fizică. Prezent în sală sunt reprezentați inspectoratul școlar și domnul inspector pentru fizică, domnul profesor, domnul Ovidiu Buhucean. Este aici dumneavoastră a coordonat de partea inspectoratului școlar această frumoasă acțiune. Ne solicită un buget de 95.864 de lei, reprezentând cheltuieli pentru materiale didactice, probă experimentală, materiale promovare olimpiadă, cheltuieli pentru publicații și cumpărături, rechizite, consumabile și așa mai departe. Sigur, bugetul proiectului este mult mai amplu. Asta este suma pe care o solicită la Consiliul Județean. Câte? 6. Da, 6 miliarde este bugetul în total. Contribuția nu este numai noastră, s-au pus solicitări și către municipii din județ, din propriul copii. Domnul Caute și vrea să intervină, dar mai vrea că... Exigența acumulată și de-a lungul anilor, în ceea ce privește organizarea și eficiența deosebită de excelența acestor olimpiade cu asta națională, mă face să vin cu câteva propuneri legate de ceea ce ați prezentat dumneavoastră, domnul președinte. Și anume, cum am făcut, de exemplu, anul trecut la Olimpiada Națională de Agricultură, am inițiat niște premii ale Consiliului Județean propuse domenii sau subdomenii, dacă le zis, făcute de către inspectoratul școlar și noi am făcut și niște, dacă ne aducem aminte, niște diplome, am făcut și o plachetă și, bineînțeles, și o susținere financiară. Vreau să fac o precizare aici. Olimpiada pe țară, premiile în bani, de către minister, sunt simbolice. Nu-i nimic acolo. În ceea ce privește olimpiadele pe discipline școlare, matematică, toate, domeniile, română, istorie, premiile sunt simbolice. Este adevărat, un copil care a luat întâi la faza pe țară are dreptul de a merge la orice facultate fără examen de admitere. Dar, probabil, dar stimulentul financiar este simbolic, vă spun simplu. Dacă nu ar fi acele ajutoare care le dă, fie consilii județene, fie administrațiile locale, dau niște sprijin, numai anul ăsta l-am prea văzut, cred că ar fi destul de trist.
în ceea ce privește stimularea performanței în cercetare. Fizica trebuie să spune cercetare în totalitate. Eu vă doresc succes, domnule profesor, domnule inspector. Știu că este foarte greu, când ați fost parte din Comisia Națională de Desfășurare a Olimpiadei și să avem cât mai mult potoman sus pe pod. Așa e. Faptul că suntem în și județul astea, cred că avem cei mai mulți, dar vă să-i dau cuvântul și domnului profesor Munceanu, acum și părintele nostru s-a scris cu Jucaru, după care domnul profesor inspector Munceanu. Vă rog, cele prezentate de domnul președinte, eu zic că nouă om dinspre noi consilierii județeni să susținem acest proiect care demonează o activitate cu care noi, care de dragi și ne mântim în județul Bacău. Fiind o mână de activitate, simt nevoia totuși să mai fac câteva precizări care nu s-au spus. Și acum există o tradiție care este vedemăt, cel puțin în 1990 încoace, care spune că în felul următor, județele care la Olimpiadele Naționale au obținut rezultate bune și foarte bune, în mod automat devin județ organizator în anul următor, ceea ce nu este deloc ușor, mai ales din punct de vedere financiar. Anul trecut, lotul nostru de elevi, care a participat la Olimpiada de Fizică la Târgu Obriște, au obținut un număr impresionant de premii, 9 premii, din care 3 medalii de argint, 3 medalii de bronz, 3 diplome de onoare și astfel județul Bacău a devenit anul acesta organizator. Eu sunt convințat de inima că colegii mei consilieri județeni vor susține acest proiect. Da, mă bucur că și ceea ce noi prin hotărârile care le-am luat, premiile care le-am acordat și faptul că am susținut excelența în orice domeniu de activitate, iată că rezultatele de la an la an vorbesc și astăzi suntem gazdă, nu întâmplător, exact cum a spus. Deci, rezultatele la nivel național, județul fiind fruntaș, Ministerul a nominalizat ca Bacău să fie gazdă. Vă rog, domnul Bucer. Stimate domnule președinte, stimați consilieri, stimați inima, vă rog să-mi permiteți să trec în revistă câteva aspecte legate de organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Fizică 2020. Este vorba de intervalul 12-17 aprilie anul, în care vor fi implicați, așa cum a spus și dumneavoastră, un număr de peste 580 de elevi, 50 de membri ai Comisiei Centrale sau Naționale, 47 de profesori însoțitori și peste 30 de invitați, profesori universitari, profesori emeriți, cercetători și foarte mulți alții. Evident că această competiție are loc prin faptul că județul Bacău este un promotor al performanței educaționale, aspect confirmat de către elevii bacăuani, care participă în fiecare an la etapele naționale ale Olimpiadelor, ocupând de fiecare dată locul fruntaș. În ceea ce privește disciplina fizică, reprezentarea județului Bacău de către elevii bacăuani și profesorii pregătitori în competițiile de amploare, a condus la poziționarea superioară a județului nostru într-o ierarhie națională, determinând desemnarea Inspectoratului Școlar Județean Bacău și implicit a județului Bacău de către Ministerul Educației și Cercetării pentru organizarea în acest sens a celei de 56-a Olimpiade Naționale de Fizică. Aproape 60 de ani, imaginați-vă, și vreau să subliniez faptul că este prima oară când județul Bacău este gazda acestei Olimpiade de Fizică. Onoarea organizării acelei 56-a ediție a Olimpiadei Naționale de Fizică reprezintă însă și responsabilitatea de a pune la dispoziția concurenților și a delegațiilor
însoțitoare, toate resursele indispensabile de rulări în condiții optime a manifestării competiționale menționate, precum și asigurarea confortului pe toată perioada în care participanții vor fi oaspeții județului nostru. Prin urmare, cheltuielile necesare pune desfășurarea competiției, ce reprezintă sume importante, așa cum a spus și dumneavoastră, și pentru reușita acestei acțiuni, vă înaintăm rugămintea de a ne sprijini cu fondurile respective serviciile necesare de lucrări optime a acestui eveniment de amendură cu vizibilitate națională. Este vorba, așa cum am spus, de o olimpiadă de amploare, iar vreau să subliniez faptul că probele de concurs sunt în număr de 3. Prima zi va avea loc proba experimentală, cea de-a doua zi proba teoretică, iar în cea de-a treia zi va avea loc proba de baraj. Însă cea mai complexă probă este cea experimentală, deoarece implică componente, materiale, dispozitive electrice, electronice, mecanice, termodinamice, lucrări experimentale care sunt confecționate din timp artizanal, nu industrial, de către profesori foarte bine pregătiți profesional, dispozitive care să funcționeze cu precizie și fără erori de măsurare. Colegii au început deja, încă din luna decembrie, au început realizarea acestor lucrări și o să rog în continuare pe domnul profesor Nechita Marius, coordonatorul echipei de colaborare a subiectelor probe experimentale și care se ocupă efectiv de confecționarea dispozitivelor și lucrărilor experimentale, să vă ofere detalii tehnice privind organizarea și desfășurarea probei experimentale. Eu vă mulțumesc! Bună ziua! Îți faceți o sinteză, da? Și că vă mulțumesc! Din motive de securitate, aceste dispozitive trebuie confecționate de un număr foarte strâns de oameni. 2-3 lucrări la ele. Fiindcă și în alții au existat suspiciuni, că au transpirat subiectele, unii au fost favorizați, ele trebuie să fie totul nou, totul identic la fiecare set de 100 de participanți pe, la nivel de clasă. Adică de 700 de dispozitive, mă rog, diferite. La 12, de exemplu, la memoria electronică, și aici poate domnul va arăta dispozitivul, apare de mare minuscul, numai că este foarte, de nivel foarte ridicat, adică ceea ce s-a ținut la elevii care în curând va deveni studenți sau chiar cercetători. Nivelul ăsta este ridicat prin faptul că în curând acești elevi vor face parte din lotul ce reprezintă România la competițiile internaționale. Sunt două olimpiade de fizică internaționale. Și deci trebuie să existe un nivel ridicat pentru a face o clasare, un clasament. Valoarea, nota obținută în lucrările practice, este aproape jumătate din valoarea finală, din nota finală și clasamentul final. Deci aici sunt 20 de puncte și la teorie 30 de puncte. Vă dați seama, nu putem să ne jucăm acolo că nu funcționează, ba aparatul meu e defect, e vechi, trebuie să avem și rezerve imediat apărut. Nu, nu ele poate face bani pe creștină să distrugă ceva, să inovăm repede aparatul, să-și desfășoare proba. Ține și de prestigiul județului și a profesorilor și deci ne dorim să nu existe nici ceva mai mic eveniment care să dea naștere unor speculații sau discuțiile principiale care te mâncă la oameni. La clasele mai mici sunt experimentele mai simple, dar ce se întâmplă? Toate trebuie făcute din timp. Eu personal, nu ca să mă am pus bani de la mine peste 10.000 de lei, am cumpărat și deja am realizat, că am început în ianuarie lucrurile acestea. O să vedem cum o să putem deconta, fiindcă necesită timp. Am făcut și câteva fotografii, dar nu cred că e nevoie cu locurile în care le desfășurăm. Nu putem avea la liceele performante, fiindcă ele au deja copii în competiție. Deci vă dați seama, nici Ferdinand, nici Brâncean, nici la profesor, nici la elevi. Suntem ținut destul de strâng de anumite condiționări și lucrul cel mai dificil este timpul și banii repede. Orice apelez am votat,
Nu sunt în țară, multe trebuie importate, ca să obțin 100 de surse de tensiuni stabilizate, cel mai bine, identice, nu sunt în țară, adică disponibile de cumpărat. Și atunci, căutată. Știți ce s-a întâmplat în China, e blocată bază. Din ianuarie am discutat așa un import ceva, nu că durează 3-4 luni, deci nu mai știu că sunt în Europa. Domnule profesor, ne-ați faptul că discutăm astăzi și este pe ordinea de zi și toate informațiile documentare, profesiune și colegi, suntem publici și rezultatele din timpul ei. Vreau să numere colegilor să felicităm părinții, să vă felicităm pe dumneavoastră, să felicităm copiii pentru aceste rezultate deosebite și aveți, cred, tot sprijinul nostru în continuare, pentru că este cea mai importantă resursă pe care o avem astăzi. Așa, sunt copiii noștri de atât. Și vă felicităm pentru ceea ce faceți, iar prin experiențe sunt viitorii și poate ne aduceți viitorul mai aproape din prezent. Nu se știe. Poate nu o să mai fie nevoie de nu știu și așa și ne teleportăm mai repede decât preconizează asta. Prin viitorii cercetători și specialiști în domeniul. Nu știu, poate o despre o fizică, poate. Vă supun la vot sau dacă mai sunt intervenții, dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc, abține, împotrivă, nu a aminitate, a fost aprobat. Și vă dorim spor la treabă și mult succes, domnule profesor, în ceea ce faceți. Pentru că cei care au ales acolo nu sunt, au făcut-o și au ales și copiii, dar și părinții sprijin, pentru că acești copii au o vocație pentru așa ceva. Și fac cu pasiune și cu plăcere. De aia se văd și rezultatele astea extraordinar. Sunt convins că vă felicitări. Mai am un punct la ordinea de zi, vă apelez la rugarea dumneavoastră. Colegul nostru, care și președinte de atopul, a prezentat un raport, colegii spun că l-au citit deja, dacă trebuie să mai trebuie să menționați ceva, în care de ce este acolo. Unii unii am auzit că eu știu deja pe de rost. Vă rog, spuneți ceva care credeți că trebuie de adăugat sau menționat în mod special. Și nu cât el cuprinde în sinteză problemele care s-au prezentat în timpul anului în informările comerciale. Voi prezenta doar foarte crescut, fără să detaliez, pentru că în problemele sunt în material. Câteva concluzii care au rezultat din dezbaterea acestui document în ședința autorității teritoriale. Vreau să și precizez că toate activitățile desfășurate de instituțiile de ordine publică în anul 2019 au fost evaluate prin raportarea lor la obiectivele și indicatorii de performanță aprobate de către Consiliul Județean. Ideea de bază, concluzia principală care s-a desprins este că și în anul 2019 evoluția infracțională în județ a fost una pozitivă, în sensul că s-au restrâns numărul de infracțiuni pe categorii, cum se prezintă și materialul, între 1 și 19%. O a doua concluzie este că în activitățile desfășurate și în anul 2019 s-au depus eforturi pentru a fi prevenire și combătute toate tipurile de infracțiuni. Dar au existat câteva priorități. În primul rând, infracțiunile cu violență, care din păcate s-au manifestat și în 2019. Ele au continuat și s-au trudat cu 14 morți, cu 13 morți, cu 4 mai mult decât în 2018, dintre care 9 s-au produs în mediul familial. De asemenea, ne-am confruntat cu mari probleme în ceea ce privește respectarea codului rutier. Și aici am făcut eforturi mari pentru ca să prevenim evenimentele.
s-a acționat mai bine organizat pe planul, pe bază de planuri de prevenție, s-a lucrat integrat cu echipaje mixte, s-a lucrat în schimburi pentru a scăda prezența în stradă a agenților de circulație și a echipajelor 24/24 de ore, s-a manifestat mai mare exigență pentru sancționarea infracțiunilor, acordându-se peste 56.000 de contravenții. Totuși, și în 2019 s-au produs peste 800 de evenimente rutiere, dintre care 300 au fost accidente grave, soldate cu 70 de morți, cu 10 mai mult decât în 2018 și cu 267 de persoane accidentate grav. Vreau să informez că problema infracțiunilor rutiere s-a tratat cu multă preocupare de către instituțiile de ordine publică, de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Noi am organizat și am desfășurat în 2019, la nivelul autorității, două dezbateri publice cu participare largă a instituțiilor și a faptelor care au competențe pe acest segment. Avem și un plan de măsuri care este analizat pe periodic și această problemă a infracțiunilor rutiere va trebui să rămână în atenția noastră până la încheierea mandatului și să fie preluată acest mesaj și de către următoarea echipă. A treia concluzie pe care am reținut-o este că și în anul 2019 ne-am confruntat cu o serie de infracțiuni care ne-au creat probleme în ultima perioadă. Avem în vedere infracțiunile privind regimul agrilor și comitilor, infracțiunile de domeniul agriculturii referitoare la exploatarea și comercializarea ilicită a materialului venenos, furturile din locuințe și la agenții economici, comerțul la negru, deși infracțiuni care au proliferat, infracțiuni pe care noi le-am luat în analiză de fiecare dată, am stabilit măsuri pentru a le preveni, pentru a le combate, măsuri care se regăsesc și în planul strategic de acțiune care a fost prezentat Consiliul Județean în luna ianuarie al curentului. Vreau să vă raportez că noi vom continua cu aceeași răspundere să ne ducem mandatul până la capăt. Vă asigurăm că instituțiile de ordine publică, Inspectoratul de Poliție Județean, vor fi ancorate cu toată răspunderea pentru a preveni și restrânge infracționalitatea pe raza județului Bacău și pentru a menține la un nivel corespunzător ordinea și siguranța publică în județ. De asemenea, vă asigurăm că vom transmite ștafeta mai departe cu toată răspunderea la noua echipă ATOP, care va fi aprobată de către Consiliul Județean pentru nouul mandat, cu toate răspunderile și măsurile care sunt stabilite și rămase în vigoare. Mulțumesc. Mulțumesc, dacă sunt discuții la materialul respectiv. Domnul Lexa. Domnul președinte, atunci ați vorbit foarte frumos de siguranța cetățeanului, ați vorbit de violență, am vorbit ce s-a ocupat poliția. Vă cer din prima ședințe să-mi spuneți și mie, domnul președinte Vașugan și doamna secretară, cazul de la CRV în Răcăciune. Deci, a început la acțiunea de Crăciun, s-a făcut raportul final pe data de 20
a doua și noi nu știm nimic de acest centru care este al Consiliului Județean. Da, așa este. Și eu aștept acel raport, să știți. Deci nu am primit niciun raport. Nu. Deci atenție. Nu am, astăzi când vorbim, îmi pare rău că... Îmi pare rău că... Vreau să termin și după aia o discuție și după aia vorbim și cât vreți. Da? Tocmai de aceea. Deci vă rog frumos să vorbiți civilizat și chemați ca eu grupul. Vă rog vorbiți. Pentru că nu vreți să ne luați în seama absolut deloc. Cerem demisia doamnei Țânțaru de la conducerea acestei instituții, pentru că, vă spun, ea stă acasă sau știu eu unde, pe la Miami, și tot ea programează activitatea în toate centrele din Bacău. Îi cerem demisia, dacă noastră nu vreți să o puneți aplicație, cerem formarea unei comisii din fiecare partid politic câte o echipă, să mergem să vedem ce este acolo. De asta rog este o ședință de organizație acolo, nici asta n-a stăpânt, nu știu de ce am spus tot ce se întâmplă acolo și noi, care ar trebui să fim primii ce se întâmplă acolo, nu știm, sau mă miră colegii mei că nu știu ce raport să văd acolo. Ați terminat, domnul colegi? Da, putem. Ați terminat? Da. Sigur. Bun. Legat de acel incident care face dumneavoastră referire, spuneți că sunt plângeri penale, un dosar penal cu o persoană angajată, salariată, care a fost numită de către șefa de cer. Nu spun, spun atât că normal că m-am interesat imediat. Deci aici a fost prezentat Ieronar, deci a fost într-adevăr un incident, el s-a aflat acum în Comisia Disciplină și aștept un rezultat al Comisiei de Disciplină. Dar nici un caz că a fost lovit și așa mai departe. A fost poliția sesizată, poliția a fost prezentă acolo, s-a discutat și unul, deci nu există vreo plângere în acest sens, ci în urma sesizărilor am cerut comisiei să-și facă treaba și aștept un rezultat al poliției. Doi, referitor la controlul făcut la centru, la acest serviciu din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Au fost acolo două controle oficiale. E vorba de Comisia de Monitorizare, care e sub ordinea Parlamentului, coordonată de Parlament, și de Corpul de Control al Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități. Dumneavoastră faceți referire la un control inopinat a unui ONG, Centru de Resurse Juridice, care și-a preluat atribuțiile acestui Comitet de Monitorizare, care e sub ordinea Parlamentului. Ca atare, imediat după acel control, a venit Comitetul de Monitorizare care are aceste atribuții. Nu avem astăzi, atenție, nu avem astăzi un exemplar al raportului de control nici de la Comisia de Drept, nici de la cealaltă, domnul Nechita. Deci nu avem astăzi un raport. Trebuia să avem un exemplar. Mai mult de atât, în momentul în care au încheiat, așa zis, un control și dintr-o și o comisie și cealaltă, nu a lăsat un proces verbal, așa cum se încheie. Normal, un proces verbal de constatare, după care vine un exemplar de alt raportului, după ce îl finalizează la București. Deci nu am primit oficial. Aia sunt niște declarații făcute în baza unui plan de măsuri făcut de Centrul de Resurse Juridice, în care și președintele Autorității Naționale face referire și baza căruia a trimis Corpul de Control și așteptăm un raport. După ce vedem acel raport, ce scrie, ce plan de măsuri, după aceea facem o discuție cu documente în față și știm despre ce vorbim. Până atunci, referitor la acest centru de resurse juridice, acest ONG,
Și în trecut, mă refer acum 6, 7 ani, 8 ani de zile, am mai văzut aceste controle inopinate, cumva și-a ieșit cumva din atribuți, pentru că nu au asemenea atribuți. Mai mult decât atât, imaginile care apar în acele fotografii, de spun că o să facem o întâlnire acolo, sau dacă nu, o să aducem aici un filmuleț cu activitatea de zi cu zi, dar cel mai bine dacă avem... Bun, dar o să mergem la... Putem merge și după ce încheiem ședința aici, pentru că trebuie să ai și condițiile necesare de desfășurare în ședința acolo, din Consiliul Județean. Deci trebuie să ai o sală care să putem intra cu toții și să avem sistemul audio și toată tehnica necesară. Dacă nu, după ce terminăm, urcăm în mașină și mergem la centru. Deci vom discuta cu elemente concrete. Acel centru e un centru problemă din momentul în care l-am preluat de la minister. 420 de beneficiari cu tot felul de tipuri de servicii. Pentru asta a fost preluat de către autoritatea județeană. Tocmai pentru a începe procesul de restaurare, ceea ce n-a făcut minister. De ce l-a transferat de la minister la autoritățile județene? Tocmai că a fost gestionat prost. Prost. Foarte prost. S-au oferit același tip de serviciu la 480 de beneficiari. Și atunci au ajuns la concluzia că ceea ce s-a întâmplat în protecția copilului, rezultatul trebuie să meargă și la adulții, să meargă sub aceeași umbrelă, cu cel mai bine gestionat acolo. Numai că noi ne-am trezit cu această responsabilitate, fără să dea și resursa financiară. Iar acum, după atâția ani de zile în care s-au făcut niște pași, niște etape, rugămintea mea la dumneavoastră, pentru că face la dumneavoastră, este anul acesta oameni buni, nu avem bani decât pentru 3 luni la direcție. Despre ce vorbim? Eu credeam că asta e problema acolo, în care 2000 de salariați n-au cu ce pleca acasă la sfârșit de lună, după luna aprilie. Noi am mai pus, noi din bugetul propriu, încă suplimentar în condițiile care ați văzut sunt 23 de proiecte care avem. Asta este rolul nostru, de a diversifica și de a face acel proces de dezinstitucionalizare și de restructurare acestor centri, de a duce mai departe. Cu ajutorul 185, e un efort făcut din 2005 până acum, care se scoți atâtea persoane adulte, nu sunt copii, sunt persoane adulte, trebuie să respecti drepturile omului, să faci referire în acel raport al Centrului de Resurse Juridice, că sunt adulți din alte județe și stau aici. Păi este dreptul persoanei, dar dacă de 30 de ani plecat din Caraș să vrei, nu are pe nimeni, cum să-l iau eu pe principiul statistic că este din Caraș să-l trimit, dar vă spun ce să caut eu acolo, nu mai am pe nimeni acolo. Cum să-l transfer împotriva voinței lui la copii? A fost altceva, am ținut cont de domiciliul părinților. Dacă domiciliul părinților era din Covasna, sigur că am avut o discuție cu autoritățile de acolo și acolo am dat un termen de un an, doi, să-și creeze servicii ca să putem transfera copiii, sau 6 luni de zile, de la casă la casă. Să putem transfera copiii cât mai aproape de domiciliul părinților sau rudele până la gradul 4. Ăsta a fost principiul. Credeți-mă, adică imaginile alea nu sunt imagini din locații care au fost dezafectate. Dar vreau să-ți faci un ceva. Domnule președinte, raportul comisiei a fost trimis la instituții, ca să știți noastră, și știți probabil am vrut să-l spuneți. Dar eu vă întreb așa, dacă ceea ce am relatat eu sau raportul care l-a venit, dacă e adevărat, mă demitesc că l-am atâțat? Domnul Monei, da. Încă o chestie. Deci noi discutăm, nu amestecăm lucrurile. Deci vedem întâi raportul. După raport. Da, exact. Deci nu am primit. El face referire în același președinte, face referire că a fost trimis către mai multe instituții, ca și către Consiliul Județean și la DGSP și de la DSP și la... și-au făcut tot felul de instituții la nivel central și local. Să primim un exemplar, să vedem ce scrie, să verificăm, să vedem planul de măsuri. Și sigur că după aia vom lua și noi măsurile respective, dacă într-adevăr conducerea de acolo, șeful din centru, doamna director, pentru că până la doua directorul este un șef din centru, este un serviciu de coordonare a tuturor serviciilor pe adulți, este un director general adjunct, adică iar noi ce am aprobat aici, planul de restructurare, strategia, să vedem dacă ele au fost implementate.
s-a, și-a urmat cursul, atunci sigur că e o problemă. Bine, mulțumesc. Plăcere. Dacă mai sunt intervenții. Nu mai sunt. Vă mulțumesc.